cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moral. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua pregătită. Bună cafea, deci bună cafea, o să-i facem o dată reclamă gratuită celui care face cafeaua, că e un pietrean care se ocupă de niște cafele, are o firmă interesantă. O nouă emisiune la Mesagerul de Neamț și pe știri din Neamț. E început de weekend și ne-am gândit să mai lăsăm un pic încrâncenarea deoparte, că ne-am cam săturat și săptămâna asta de tot felul de lucruri, și să vorbim despre, hai să-i spunem, entertainment și după aceea poate și politică un pic. Carmen Năstase, manager Centru pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, instituție aflată sub tutela Consiliului Județean Neamț. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Cred că pornim cu zâmbetul pe buze. Acum, nu știam cum să fac prezentarea. Carmen Năstase, manager, e ok. Carmen Năstase, PES, sau ce, cum se cheamă? PES activist România, ca să mă laud și să spun că sunt plină de funcții, vicepreședinte la nivel național PES Activist România, președinte a organizației de femei de județul Neamț, șef de scară, le am pe toate, credeți-mă că mă implic pe unde pot. Nu trebuie neapărat. Păi hai să începem cu activitatea de șef de scară. Cum este să fii șef de scară la Piatra Neamț într-un bloc? Depinde ce vecini ai, iar eu am marele noroc să am niște vecini destoinici, îi cunosc pe majoritate de când eram copil. Hai că nu vă întreba nimeni de activitatea de șef de scară niciodată. Dar vedeți că pot, chiar îmi iau în serios fiecare atribuție, așa că din fața blocului până la muncă, la Carmen Seculare. Folosește și activitatea de șef de scară în activitatea cealaltă? Da, da. Și la Carmen Seculare și în politică. Deci gândiți-vă că l-am vecin pe domnul Botez, care este un mare observator al culturii. Domnul Botez, cel cu... Care a fost la... Kim Star? Da, da. Vai, dar dânsul sună, deci vede tot, știe tot. Dacă nu merge ceva pe șosele, sună, băi, ăia nu știu să fac acolo. Deci este un activist, e un activist adevărat. Așa este. Este și pe lângă dumnealui mai sunt și alți vecini și de fiecare dată spun că totdeauna când am un semn de întrebare, mă întorc la vocea poporului. Vocea poporului pentru mine sunt vecinii mei. Apoi dacă l-aveți pe domnul Botez, e nu vocea poporului, este vocea universului. Așa este. Da. Într-adevăr, foarte bună cafeaua. Am luat și numărul de telefon, vă recunosc, pentru că avem și noi la PSD, trecând la celelalte funcții, o campanie foarte interesantă care este aproape de sufletul meu, Cumpără Românește, unde nu-i doar pentru producători și pentru cei de servicii, dar domnul chiar face o cafea foarte interesantă. Absolut. Și de ce să nu promovăm oamenii care fac lucruri bune și frumoase în Neamț? Haideți să începem așa, după vecini, să mergem la Carmen Seculare și să vedem, doamne, e final de an, mai aveți încă, ca să faceți bilanțul, trebuie să treceți de Crăciun și de Revelion. Da. Dar așa una peste alta, cam se știe care e situația. Cum stați? Sunteți loviți de ordonanța cu austeritatea și dumneavoastră, că unde suni pe cineva... Spune, domne, noi știți, ordonanța austeritate ne-a lovit în moalele capului. De ce? Că dacă erai echilibrat pe parcursul întregului an, nu aveai nicio problemă. Ordonanța austerității cumva te-a așezat între niște plafoane de cheltuire a banului public, ceea ce nu este tocmai rău. Noi, ocupându-ne de evenimente, e absolut normal că plafonul nostru este mai mare.
Și mă bucur că și primăriile au înțeles că s-au îndreptat mai mult spre noi la sfârșitul anului, așa că, apropo de activitatea de la începutul anului până în noiembrie, eu spun că suntem pe plus, am avut niște activități extraordinar de bune, de frumoase și cu deci priză asta la trebuie public. Să o spună publicul. Dacă da, publicul a fost mulțumit, cu priză la public, încă primim mesaje în care ne spun că abia așteaptă vacanțele muzicale de anul viitor, pe cine aducem sau vin cu tot felul de propuneri. Știți prea bine că noi avem ani de zile în care chiar primim aceste propuneri de la public, avem chestionare la sfârșitul activităților mari în care vedem pulsul, da? Ce e bine, ce poate fi mai bine, uneori poate a fost ceva rău și să nu mai repetăm. Cred că asta ar trebui să facă o instituție publică, cumva să țină mereu, nu doar pe cultură, să țină mereu legătura, da, cu beneficiarul, comunitatea. Corect, așa este, dar să nu uităm și partea cealaltă de protejarea promotorului, de conservare, de promovare a lui. Da, asta pe partea de evenimente. Da. Pe partea de conservare încă mai avem, din nou, ajungem, v-am zis, la mine pandemia cumva a fost... Și știu că m-am jurat din punctul, ăsta din vedere... punctul de vedere ne-a dat răgazul să mergem în teritoriu și să facem într-adevăr, da, partea de culegere. Bă. Și pe care într-un an normal este foarte greu să o facem pentru că avem acei doamna puțini Năstas, oameni. Această instituție Carmen Seculare a fost decapitată odată tot pe vremea unor, așa zise, curbe de sacrificiu. Da. Dacă nu mă înșel, pe vremea luminiței de la capătul tunelului, adică pe perioada domnului Păsescu? Sau nu mai știu exact. Da, oricum era domnul, pe mine asta m-a uimit, uitându-mă în istoria acestei instituții, era profesor de istorie, domnul Vasile Pruteanu. De ce i s-a cășunat? Domnul Vasile Pruteanu a fost un activist. Da. Deci a fost și a rămas un activist și cred că și acum este un activist, profesor de istorie mai rar. Probabil și a fost foarte ușor. Și a tăiat o tovă de a tăiat unde? Activitatea, da. Și acum, practic, funcționați... Nu știu la cât, la 40-60% din ce era atunci, nu-mi dau seama. Chiar mult mai puțin. Gândiți-vă că erau 70 ceva de oameni și au ajuns 20, 21-22. Deci, ce să mai discutăm? Da. Bun, eu sunt de acord. Toți ăia care erau băgați ca politruci pe acolo, ținuți să aibă, da, două, trei funcții cineva pe acolo. Acum nu se mai întâmplă cu două, trei funcții. Așa, trebuiau să dispară. Dar activitatea, ca să o faci, trebuie să ai oameni pregătiți, că ăia nu se pregătesc într-un an, ăia, mai ales pe domeniul acesta de descoperire, conservare, da, se pregătesc în an de zile. Bun, deci una peste alta, sunteți mulțumită de ce ați făcut în primele 11 luni. Da, da. Și mai avem, apropo de partea de cercetare, câteva albume care trebuie să le mai scoatem. Ăla de la Piatra Șoimului a fost foarte frumos. Da. Nu știu ce ați mai scos de atunci. Nu, încă trebuie, pentru că aștept să am bani pentru tipărire, dar la anul cu siguranță vom merge, deci, în ăla chiar teritoriu. A fost un album și frumos. Și din Valea Ursului și am mai vorbit cu câțiva primari să facem aceste albume, pentru că au înțeles și edilii comunelor cât de important este un astfel de album. Până la urmă, când deschizi, nu doar că te uiți la poze sau vezi două, trei cuvinte, ai despre oamenii de acolo, despre obiceiurile de acolo, deschizi și până la urmă îți vine ideea, poate să faci un grup folcloric cu datin și obiceiuri fix din locul respectiv. Da. Urmează acuși festivalul de datin și obiceiuri. Iarăși sunt din ce în ce mai tristă, pentru că sunt grupuri folclorice care nu se mai adună. Da? Este mai foarte adună greu din multe motive. Din multe,
Pentru că nu sunt plătiți, pentru că nu mai au timp, pentru că au plecat din... Pentru că nu mai au unde să repete. Exact. Au plecat din sat și se adună foarte greu. Trebuie măcar cu 2 luni de zile, dacă nu pe parcursul anului, să țină legătura ca să fie bine. Dar la fel, pe partea asta sunt tristă, dar am văzut la fel că sunt primari care s-au implicat personal și au reînviat aceste obiceiuri și este mare lucru. Și noi încercăm să le fim aproape, dar se poate să fim și mai aproape, având în vedere că acum se gândesc bugetele. Reamintesc din nou la Consiliul Județean că e atât de important să avem câte un colaborator în fiecare comună, deci măcar unul. Nu trebuie să fie neapărat salariat, se poate face colaborare, da, pe drepturi de autor și să încercăm să sprijinim partea asta. Pentru că dacă ne mor tradițiile, da, murim noi ca nație. Eu și chiar merităm să vreau, fim... Vreau să vă spun că sunt câțiva oameni în județul ăsta care fac ce pot ei în comunele alea. Știu. Pentru promovare, pentru conservare. Nu sunt sprijiniți da. Așa cum ar cum merita. Cum ar trebui, cred că vorbim despre aceleași persoane, deci, în primul rând. Eu vorbesc de zona Grințieș, Borca, exact. Zona Grințieș, da. Borca, Grințieș, chiar și Farcașa, într-o oarecare așa măsură. Este. Deci, sunt oameni care se zbat, fac tot ce pot ei, cheltuie banii lor. Da. Și nu sunt așa cum ar trebui sprijiniți. Eu nu vorbesc, poate o comună nu are bani foarte mulți pentru așa ceva. Deși nu întotdeauna banii sunt importanți. Dar... Pe unde am ajuns asta, am încercat cumva să adun comunitatea în jurul unei idei. Iar acolo unde primarul a înțeles că trebuie să conlucreze cu școala și cu preotul, da? Să fac lucruri extraordinar de frumoase. Asta este bine. Da. Da. Haideți să vedem ce ne așteaptă de sărbători. Deci vine Festivalul de Datin și Tradiții. Acela este cel mai important. Vin și din alte județe, iarăși vin Asăul, probabil, nu? Asăul este chiar principalul... Urșii. Da. Urșii. Știți prea bine că în fiecare an sunt foarte așteptați. Anul acesta vom avea un concept nou, știu... Pe data de 27, deci a treia zi de Crăciun, cum am obișnuit în ultimii 6-7 ani când am mutat acest festival de pe data de 20, vom avea o paradă, vom avea un spectacol a acestor grupuri de datin și obiceiuri, apoi la sfârșit vom avea conceptul de care vorbeam astă vară împreună cu Lupi Luca Lancea, în care invitați... Principal vor fi lupii cu urșii. Da. Deci vor veni din nou lupii. Da, și am discutat cu Alex Calancea de astăvară, când mi-a venit ideea cât de frumos ar fi să reușim să promovăm și astfel datinile și obiceiurile românești, pentru că și ei au o problemă, să știți, acolo peste Prut, apropo de datinile și obiceiurile de iarnă românești. Și avea un spectacol deja construit, Poveste de iarnă, în care acum combinăm și cu o parte din obiceiurile de la noi. Da. Și sper din tot sufletul să devină un proiect mai mare și să meargă și la anul. Cu siguranță vom ajunge la București și la Chișinău cu spectacolul acesta și sunt tare mândră. Așa că, artiștii din Republica Moldova, cei din Chișinău, au un avantaj, nu știu dacă s-ar putea face la noi așa ceva, dar chiar și cei mai mari artiști de acolo sunt angajații la unei... Direcția de Cultură a Municipiului Chișinău. Da, și sunt angajați și ei au o stabilitate dintr-un anumit punct de vedere și sunt lăsați să meargă la concerte. Am discutat apropo de deci acum 2 zile am avut întâlnirea și asta vorbeam că pe ei ajută foarte mult Plăieșii, Lupi Luca Lancea, Camerata din Chișinău, surorile Osoianu și mai sunt Eugen Duga, da? Sunt cei mai mari artiști, au carte de muncă la Direcția de Cultură a Municipiului Chișinău.
Sunt plătiți lunar, salariile nu sunt extraordinar de mari, dar au partea asta de siguranță, cum am spus, și prestează câte, deci au un contract că trebuie să presteze pentru primăria municipiului Chișinău un număr de activități. În rest, pe partea lor, unde își fac un contract în afara țării sau în țară, e problema lor. Este o siguranță pentru ei și probabil că li se pun la dispoziție și săli de repetiție. O clădire extraordinar de mare și de frumoasă acolo. Și atunci poți să faci treabă. Eu nu spun că sediul Carmen Seculare nu este frumos, dar mi-aș dori să fie mai mare. Pentru că, bine, acum cum să vă spun, acolo trebuie să fii foarte atent să-ți protejezi capul, să nu dai cu capul, cu fruntea de bârna de sus. Așa este. Da. Dar de asta suntem vigilenți și mereu în alert. Bun, ce program avem? Avem deci de la Târgul de Crăciun, când l-am început de la 1 decembrie până pe 7 ianuarie, în fiecare weekend avem colindători din Piatra Neam și din județ. Copiii și tinerii artiști sunt foarte fericiți că vin la Târgul de Crăciun, știți prea bine, cred că cei mai profesioniști artiști ai țării sunt copiii. Absolut, fără discuție. Și dacă, nu știu dacă cei mai profesioniști, dar cei mai sinceri. Fără discuție. Da, îi văd, de ce spun profesioniști? Pentru că îi văd cum repetă, pentru că îi văd că își doresc să cânte live, adică sunt o mulțime de artiști mari care te uimesc că vin cu cerințe să facă playback. Nu dau nume, dar uneori ești... Lăsați că se vede. În fiecare weekend de Crăciun, la fel, sunt activități împreună cu cei de la primăria municipiului, dar avem activități, apropo de datini și obiceiuri și această ordonanță care ne-a adus împreună. Încă o dată eu o văd mereu pe plus. Păi dacă tot guvernul este o coaliție, de ce să nu oblige lumea și din teritoriu să oblige? Să le creeze cadrul propice, exact, ca să colaboreze. Și vom avea activități pe partea asta de spectacole de sfârșit de an, de datini și obiceiuri și prin județ. Vom avea ceva artiști de noaptea de Revelion? Nu, din câte am înțeles. Adică, ba da, e un DJ-ul ceva, nu mai... Da, cum a fost și... Cum a fost și în anii trecuți și până la urmă a fost un succes, pentru că oamenii... Asta spuneam și la inaugurare. DJ-ul ăsta unde va sta? Pe scena... De acolo? Nu, jos la teatru. Se va face la teatru până la urmă. Nu mă gândeam că să vin cu patinele la noaptea de Revelion, că dacă tot e patinoar, noaptea cu o zi înainte dăm drumul la apă peste dalele alea și facem un întreg patinar. Ar fi fost, intram în cartea recordurilor cu un patinoar, noaptea de Revelion cu DJ și patinoar. Poate fi un concept de succes, dacă stăteam acum zis, punându-mi imaginația la contribuție. Dacă multă lume spune că ne ducem de-a dura, de ce să nu ne ducem de-a dura la modul concret? Am vorbit cu cei de la primăria Piatra Neam și ne-am pus de acord până la urmă să fie ca anul trecut, cu scena în fața teatrului, pentru că vine într-adevăr foarte, foarte multă lume și la festivalul Datin și Obiceiuri, dar și de Revelion. Și teatru e de acord că aici nu trebuie... are spectacole pe 27. Cum să n-aibă teatru? Nu are spectacol. Teatru este un spectacol zilnic. Da. Au o activitate și cei de la teatru, chiar am primit o invitație și le mulțumesc tare mult să... Concert de colinde tradiționale românești cumva? Au și concerte de genul ăsta, ce eu știu, colaboratorii noștri, Sebi Curoi are la Teatrul Tineretului. Noi ne-am mutat, cei de la Carmen Seculare, la Casa de Cultură. Știți prea bine că noi am fost printre primii care au sărit în ajutorul celor de la Cinema Mon Amour și am fost printre primii care au venit cu ideea să închirieze sala și asta a ajutat și acum mă bucur că îl văd pe domnul Purice mulțumit și fericit că Cinema Mon Amour acum prestează extraordinar de bine, oferă un spațiu multifuncțional, foarte ok. Jos pălăria, n-ai... De asta zic, și mă bucur că am avut și noi implicare în acel proiect. Acum ne-am mutat la Casa de Cultură. După cum știți, e o sală extraordinar de bună, de frumoasă. Sala este bună.
și pentru spectacole de teatru ar putea să fie extraordinar de bună, așa că încercăm să-i ajutăm. Bun, să acolo trebuie scoși, din nemurire. Eu trebuie să vorbesc sau cine? Nu. Deci trebuie scoși din nemurire cei de la sindicate. Că ei sunt proprietarii sălii. Da, așa este. Deci ei sunt proprietarii sălii și ei trebuie scoși din amorțeală. Și eu nu vorbesc de cei care se ocupă aici pe plan local. Cei chiar cei sunt care... implicați. Cei care sunt aici pe plan local. Național, bine ar fi să se facă cumva un cadru legal să poată fi trecute la... la consiliile județene sau la direcții de cultură, trebuie ajutați păcat de astfel de săli care cu greu se mai construiesc. Nu știu, mie mi se pare că acolo este un spațiu care se pierde, pentru că nu sunt investiții, pentru că a fost prost managerizat o perioadă. Da. Și acolo, doamne, în centrul orașului ai biblioteca alături, ai hotel alături, ai tot ce vrei. Acolo s-ar putea crea. Uite, eu acolo aș vedea să fie sediu Carmen Seculare. Și eu m-am gândit la fel. Încă o dată nu am pârghile eu necesare. Eu mi-aș dori centrul ăla cumva să facem un fel de centru mai mare în care să reușim cu toții. Acolo sunt ne posibilități facem și de extindere pe verticală la nevoie. Da. Din câte știu eu, chiar s-a gândit la un moment dat un proiect. Adică e păcat că locul acela nu-i folosit la adevărata lui valoare. Am o colaborare extraordinar de bună cu Smaranda Iamandi. E o femeie destoinică, dar face și ea ce poate. Dar o văd că se zbate și chiar în ultimul timp discutam cu ea și își dorește să aducă cât mai multe activități, să redea măcar strălucirea pe partea culturală a acestei case în timp, de cultură. Poate în timp ar trebui să renunțe la unele contracte comerciale pe măsură ce activitatea cealaltă se dezvoltă. Da, dar știți prea bine că le-a preluat și sunt litigii de atâta timp. Dar să trecem la lucruri frumoase. Deci, asta e frumos. Vorbim despre un lucru care poate să fie reprezentativ și frumos pentru oraș. Potențial de creștere. Așa e. Deci, cum adică? Da. Chiar frumos. Avem, deci, pe 27 de ani și obiceiuri, dar în județ fiecare comună încearcă să facă activități. Încearcă și reușesc, pentru că dați-mi sunt câteva copii. Exemple unde colaborați cu primarii. Păi am Borleștiu, am Tașca, am Păstrăveniu, au sunat... Vreau să văd dacă mă surprindeți cu vreun nume, că eu cam știu unde se făceau activități înainte. Noi mai discutăm și cu cei direct implicați, grupurile, dar ei tot timpul sunt sprijiniți. Am partea de Timișești. Mă așteptam. Deci cam Tașca, știu că tot de una se făcea. Bine, deci... Da, se fac și la Grinție și acolo încă nu am... Da, am mai discutat cu doamna primară, am ascultat, doar că știu activitățile. Cam în tot județul, cam peste tot, în fiecare colegiu, ca să o luăm așa, că e împărțit într-un anume. Ne duceți pe politică, da. Primarii fac, nu contează culoarea politică, vin, cer ajutor unde au nevoie și li se dă. Îmi place chestia asta cu primarii fac. Da. Primarii chiar se implică. Iar când a venit prima dată partea asta de ordonanță a austerității și doar era pe surse, lumea nu citise, normal că a intrat în panică, au pus mâna pe telefon și au cerut ajutorul înainte de a vedea că totuși au cum să facă activități. M-am bucurat ieri, apropo de căsuțe. Da, discutam la un moment dat în bară că bine ar fi să reușim să le ducem în județ să facem mini-târguri. Acum vedeți că avem căsuțe aici la Piatra Neamț. A venit și primarul de la Borlești pentru că vrea să facă un târg de Crăciun acolo la Borlești. Bravo lui! După cum știți, este și inițiativa de la Borca, care la fel... Au fost acum două zile, au dat drumul. Eram invidioasă când am văzut artiștii invitați acolo. Pentru că noi nu avem bugetul pentru așa ceva, dar extraordinar de frumos și văd că partea aia de Valea Muntelui se dezvoltă extraordinar de bine pe partea culturală. Jos pălăria. Deci Borca este un loc, e un ferment. Da.
care e ok, e foarte ok ce se întâmplă și acolo. Se poate dezvolta foarte mult. Știți prea bine că eu ani de zile am vorbit de partea de dezvoltare a turismului cultural. Acolo a început și mai sunt alte comune și partea aia de Târgu Neamț, care la fel și comunele din jur, care fac lucruri. Iar noi am putea să aducem o mulțime de turiști fix pentru așa ceva. Dar pentru asta trebuie să ai un program foarte ferm, așa stabilit, este. Să poți să stabilești, de exemplu, băi, când are Borca? 23. Când are Timișeștiu? 24. Când are ăla? 26. Și să propui un circuit cu cazare, cu tradiții, cu nu știu. Adică să poți să faci lucrurile astea și foarte organizat. Foarte bine se descurcă cei de la clusterul Ținutul Zimbrului pe tema asta. Da, ei sunt un exemplu. Sunt un exemplu, dar nimeni nu inventează acum apa caldă. Trebuie neapărat să te uiți acolo unde merge și să iei ideile principale și să le dezvolți pentru partea ta de activitate. Și avem oameni destoinici, avem oameni implicați și chiar cred eu că există speranță să ne ridicăm. Dar că ne trebuie să facem o strategie, într-adevăr, pe termen mediu, măcar. Apropo de strategii pe termen scurt, mediu și lung, eu de obicei nu mă iau după, cum să le spun eu, bombițe așa, petarde care izbucnesc aici colo în an preelectoral. Dar trebuie să vă întreb, vă pregătiți de vreo candidatură? Că tot s-a discutat pe aici pe colo, Carmen Năstase în sondaje, Carmen Năstase vrea, nu vrea, nimeni nu a spus concret. Spuneți-mi dumneavoastră. Carmen Năstase tot vorbim acum, șefa de scară, ce vrea? Da, Carmen Năstase vrea și poate, din punctul meu de vedere. Știți prea bine că am fost mereu aplecată și am iubit orașul ăsta și încă îl iubesc și chiar cred că poate ajunge din nou la titulatura lui de perla Moldovei, cu adevărat. Și am și idei, acum știți prea bine că suntem un partid mare, cu oameni destoinici și avem o concurență între noi, pentru că trebuie să fie cel mai bun candidat. Dar acum, eu vă doresc un singur lucru, să fie cel mai bun candidat din partid. Da, asta este o altă poveste, eu stând și uitându-mă de afară, mă uit că sunt candidați din afara partidului, dar mă rog. Des gustibus nu se discută, știți? Știți cum e. Trebuie să fie un om bun, aplicat spre problemele comunității, să aibă idei și să fie cumva și pe partea de doctrină social-democrată. Acum știți prea bine că pot, de obicei, tinerii pleacă de la dreapta și ajung în perioada maturității să ajungă la concluzia că doctrina social-democrată este cea mai bună. Și este absolut normal. Cu cât ești mai înțelept, cu atât ajungi la partea asta de social-democrație. Acum depinde și cât de repede te maturizezi. Da. Deci cât de repede te maturizezi. Că, na. Încercam să explic că eu pot înțelege parcursul unor persoane din partea politică și dacă stai și gândești, nu e o glumă, apropo. Eu am colegi de-ai mei de la liceu, da? Știți prea bine că pe vremea aia toți erau cu CDR-ul. Când eram PNCCD, eu, în primul rând. Deci erau de dreapta și ne-am întâlnit la un moment dat venind spre Partidul Social Democrat sau nu numai, spre doctrină, că nu trebuie aici, neapărat să-ți aici, faci. Aici există nu numai explicația doctrinei. Da. Există și o altă explicație. Noi aceea mergem a oportunismului. La un moment dat, și asta este marea vină a partidelor politice care au condus România indiferent de doctrină, după 90 încoace, și este și principalul reproș pe care îl fac românii tuturor partidelor, nepotismul, promovarea asta oamenilor pe funcții
care necesită calități profesionale dintre membrii de partid care nu au aceste calități. Și asta se referă atât la PSD, atât la PNL, s-a referit la PNCCD, s-a referit la cine mai fost. Au fost pe parcursul, acum nu pot să spui că tot timpul există și niște uscături, nu la, la noi în țară, ci și peste tot se găsesc astfel de... Dar în ultimul timp mă uit cu bucurie că sunt oameni profesioniști care într-adevăr ajung pe funcții și fac cinste. V-ați duce să fiți membru în Consiliul de Administrație de la Nuclear Electrica? Dacă mă pun... Deci dacă te pune partidul, te duci, am înțeles ca persoană. Dar eu nu știu, adică... Haideți să vă spun, bazele managementului sunt aceleași. Tu trebuie să te apleci la un moment dat și să vezi specificul fiecărei activități. Până la urmă, știți prea bine că și când am ajuns eu la Carmen Seculare, unii se întrebau ce caută un economist la Carmen altceva. Seculare. Eu v-am dat o activitate specifică. Deci, acolo e vorba de siguranță națională. Degeaba faci un curs pe siguranță națională sau pe nu știu ce undeva, că nu ești de acolo. Țin minte un personaj din Neamț, ajunsese director la SARE, Compania Națională a Sării. Și el, orice făcea, dar numai cu sarea n-avea treabă. E vorba de un domn Moraru, ceva de genul ăsta. Nu cunosc, Moraru. Încă o dată eu am mers și chiar am discutat, vorbim în momentul ăsta de parte culturală și spuneam, să știți că managerul unei instituții nu trebuie neapărat să fie de specialitate, asta vă spun. Până la urmă, managerul trebuie să pună lumea la treabă, dar trebuie într-adevăr să ai capacitatea și să pui mâna pe carte când te duci dintr-o parte în alta. Să înțelegi despre ce e vorba. Să înțelegi activitatea. Și asta spunea cineva, domnule, ai făcut performanță și mulțumesc mereu celor care vin și cu partea de feedback pozitiv, pentru că mereu avem nevoie, de fiecare dată poți să faci mai mult, așa este. Dar am fost capabilă să pun oamenii potriviți la locul potrivit. Da? Cum ați spus dumneavoastră, am avut 22, am ajuns la 40 ceva, cu siguranță aș avea nevoie de mult mai mulți ca să ajung la nivelul pe care mi-l doresc. Aș vrea să ajung la nivelul celor de la Bucovina, de la Junii Sibiului. Hai măcar, haideți, că la Bucovina nu o să ajungeți prea curând. Cât timp, cât timp încă trăiesc fluturi în Bucovina... Dar nu zic apropo de activitatea unei, dar am avut oameni pe care i-am găsit acolo și pe care am reușit să-i cunosc, să știu fiecare pe ce este aplicat și să-i duc spre direcțiile în care ei pot să scoată cele mai bune rezultate și asta e important. Ca să vorbim de lucruri pozitive și de speranță, nu? Mă rog. Deci cu siguranță va fi o perioadă în care lucrurile se vor așeza și într-adevăr meritocrația și încet încet văd, v-am zis, o mulțime de oameni performanți care ajung pe funcțiile pe care trebuie și acolo unde există pârghii. Da, normal că de fiecare dată e... Eu v-aș spune un banc ca să mai și zâmbim. Spuneți. Știți, când a coborât Dumnezeu și cu Sfântul Petru pe pământ, s-a dus în America și l-a văzut pe Biden plângând. Păi de ce plânge? Ești președintele statul America, tare, cu tare. Ce, oare fiul meu va ajunge președinte după mine vreodată? Că uite, o să ajungă, o să ajungă mai bine. La Putin la fel. Zice, oare prietena mea care mi-a născut 3 copii, vreunul dintre ei va fi președinte? O să ajungă. Și au venit și în România. L-a văzut pe domnul Iohannis, a vorbit cu el în română, deci ca să nu fie discuții. Vorbim cu el în română și l-a întrebat, de ce ești supărat, de ce plângi? Oare o să ajung eu să văd adevărații profesioniști pe funcții în această țară? Și Dumnezeu i-a răspuns simplu, n-apuc eu, fiule. E un... De ce? Da, un umor negru. Eu rămân optimistă. Hai să-i spunem, adaptat lunii acesteia. Vorbeam cu cineva până la urmă dacă fiecare și-ar face treaba în pătrățică sau în sfera de acțiune, cred că am fi foarte câștigați. Și
trebuie să-ți dorești să ai performanță, în primul rând pentru tine. Tu să fii mândru de tine în momentul în care te uiți în oglindă. Și acolo, știți cum, apropo și de decembrie, când se fac o mulțime de lucruri frumoase, campanii umanitare, campanii de educare, oamenii se implică un pic mai mult sau poate arată un pic mai mult, pentru că sunt oameni care fac în fiecare lună, nu contează, nu trebuie să fie neapărat o sărbătoare. Și bine, ne se rostogolește și asta este important și puterea exemplului este foarte, foarte importantă. Așa că de ce să nu fim noi de fiecare dată cel care împinge bulgărele la vale și să dea exemplu și să fii tu exemplul ăla pe care ți-ar dori să-l vezi în jurul tău. Eu așa încerc de fiecare dată. Sunt un om simplu, sunt un om cu păcate, dar un om care își dorește să fie mai bun. Și așa încerc de fiecare dată, în fiecare zi să devin un pic mai bună și să duc mai mult bine în jurul meu. Și cred că de asta am și performanță. Și dacă mai iubești și oamenii și dacă îți iubești și comunitatea, cred că este, este un melanj perfect. Haideți, spre bine. Haideți că ies perioada de sărbătoare, dar hai să discutăm și despre o inițiativă pe care am văzut-o acum vreo două săptămâni, trei, nu mai țin minte exact când, apropo de femeile agresate, ceva de genul ăsta, da. Violența în familie. Violența, da? În familie. Eu nu sunt de acord cu termenul femei agresate în urma violenței în familie, pentru că nu există o egalitate de șanse în această discuție. Și bărbații agresați sunt în familie. Sunt. Și de multe ori femeile agresate în familie sunt în urma unor agresiuni, măcar verbale, asupra soților. Da, dar lăsând gluma deoparte, să știți că am dezbătut săptămâna trecută pe partea asta, doar 1% din persoanele agresate sunt masculine. Asta nu înseamnă că asta în urma unor cercetări sociologice făcute de femei. Nu, făcute de Institutul de Statistică și, așa, din nefericire nu stăm bine și nu e vorba doar de România. Haideți să vedem cum a venit această chestie să faceți în Bodești, nu? Da, în Bodești. Să porniți acest proiect, bănuiesc că nu va fi un proiect singular. Nu, e un proiect pe care îl voi dezvolta la nivel de județ în absolut toate comunele care vor fi interesate și cu siguranță vor fi absolut toți primarii, că sunt bărbați, că sunt femei interesați. Nu e un proiect în care se implică extraordinar de mulți bani. Până la urmă este o rezoluție în care se atrage atenția și în momentul în care tu ai reușit prin această rezoluție, am avut discuții la nivel local în care domnul primar și doamna viceprimar, le mulțumesc încă o dată pentru deschidere, au adus membrii comunității care pot face ceva și am avut bucuria să-i văd că erau deja aplecați asupra acestui fenomen, în care șeful de post avea o listă în care persoanele vulnerabile pe această problemă erau puse și din când în când se duceau în zonă în care preotul știa la fel care sunt femeile agresate sau care sunt familiile cu probleme de astfel, în care directorul și profesorul discută cu copiii din astfel de familii și toată lumea împreună cu asistentul social, împreună cu secretarul primăriei, toți încearcă în momentul în care apare o astfel de problemă să încerce măcar să scoată femeia respectivă din mediul toxic în care este sau măcar să ajute. Și m-am bucurat tare mult că sunt exemple de bune practici în care femei cu 2-3 copii au avut puterea să plece de acolo și să ceară ajutorul primăriei, asistentului social. Au avut consiliere juridică, au avut sprijin de a merge într-o locuință, știți, pentru astfel de persoane vulnerabile, de a fi scoase de acolo, de a fi ajutate tot de persoane abilitate să-și găsească un loc de muncă și acum au un an și ceva în care mama cu copiii au o casă închiriată
Pentru că mama are, se poate susține și poate susține copiii. Despre asta este vorba în acest, în acest proiect. În Haideți care toate acțiuni, două secunde, în care toate aceste acțiuni trebuie să fie, da, să fie închegate. De la educația timpurie, în care noi, care putem aduce și partea de ONG-uri și partea de politic și partea de poliție, în care tu să te duci să vorbești copiilor, să-i educi că această, acest fenomen nu este normal, chiar dacă tu îl vezi de mititel, în care copilul uneori salvează mama pentru că pune mâna pe telefon și sună, că e un număr 0800 800, dacă îl ține minte, că e 112. Deci în momentul în care de la copil la vecin, care nu mai întoarce capul să spună că nu este treaba mea ce e în casa celuilalt, conștientizarea și implicarea salvează vieți. Și despre asta este vorba în acest proiect. Safe for Women, zonă sigură pentru femei. Și sunt mândră că îi văd pe oamenii din mediul rural, unde acolo e o problemă, și spre bine că partea asta de alcoolism este cam unde e alcoolism, există și violență de cele mai multe ori. Și să faceți, vă rog frumos, un exercițiu, să vedeți, pentru că uitați, mi s-a făcut pielea găină. În statistică spune că odată la 12 minute o femeie este bătută în România. Dacă vă puneți alarma, da? Odată la 12 minute, să vedeți și să conștientizați că atunci o femeie ia bătaie, să vedeți că, cam care este impactul. Eu, ce să zic, mi-a spus de Borleș că toți factorii decizionali din comună se implică. Asta e, de fapt, este normalitatea. Exact. Adică, hai să zicem că acest proiect încearcă să închege într-o să formă închege toate acțiunile, toate acțiunile care se fac acolo, ceea ce este foarte ok. Plus, în acest proiect, fiecare comună și angajamentul, că nu acum, într-o lună, două, dar să găsească și există fonduri la minister, și asta este treaba mea să le atrag atenția, la Ministerul Familiei, sunt fonduri pentru aceste locuințe protejate. Deci pentru, se pot face locuințe protejate în fiecare comună. Că nu, în urma discuțiilor astea am văzut că fiecare spune, domnule, dacă aș avea unde să-l duc. Dar la fel, în discuții poți să faci o cameră pentru seară de urgență într-un cămin cultural, până la urmă. Și asta am înțeles o și așa, mare sunt parte foarte din, mulți... din primari. Ideea este să scoți persoana care are o problemă din mediul de acolo. Și am zis, de ce Bodești? Pentru că pur și simplu așa s-a nimerit, pentru că discutam... Bun, și primarul de acolo și primarul e știți deschis că la... Este foarte deschis, da, e deschis și la foarte, foarte discuții. Implicat și mereu deschis spre partea asta de, de comunitate și ajutor al comunității, ceea ce trebuie să facă un primar, și mă bucur că văd la primarii noștri acest lucru. Da, și unde ar fi următoarele puncte? Sincer, mi-am dorit, a fost și o chestie de strategie a mea, apropo de strategii pe termen scurt și lung, că am dorit să încep cu un primar bărbat. Da? Și oricum primărițele noastre cu toate așteaptă, păi, să nu dăm știu, aceste... Eu cred că la Grințieș ar trebui să faceți, având în vedere istoricul primăriei din Grințieș. Nu știu dacă țineți minte, la începutul campaniei a fost... La începutul mandatului, da, acolo a fost un incident. Un incident. Da. Viceprimarul a spus că a fost bătut de actuala primăriță. Eu mă îndoiesc. V-am zis că oricum 1% din persoane adresate acolo, sunt masculine. Nu cred că nici s-a eu nu ajuns cred la că s-a așa ajuns ceva. Bă, și, bă, apropo de legende, vom merge să culegem legendele locului și în acea zonă. Să mergem pe parte de lucruri frumoase, până la urmă, chiar dacă este despre o problemă, acesta este un lucru frumos, comunitatea se implică și cu siguranță vom ajunge în toate comunele. Pe mine nu. Pe acest proiect nu mă interesează culoarea politică, nu. Este un demers social-democrat, este un demers la nivel european. Proiectul e foarte bun. PES Woman, PES activist și... Spuneți-mi un pic despre PES, ce... că știți, eu tot aud PES, cum îl cheamă? Negrescu. Negrescu,
El este și în PSD, dumneavoastră este și în PSD. Ce e PES-ul ăsta? Partidul Socialiștilor Europeni este o... Bun, deci sunteți un partid în partid? Sau cum? Nu, așa se numește. Partidul Socialiștilor Europeni e o organizație la nivel european care aduce unul lângă altă toate partidele social-democrate din Europa. Și acolo e o strategie europeană. Victor Negrescu, europarlamentarul, a încercat de acum deja 12-13 ani, când am ajuns, deja era demarat acest proiect în care PES România era partea asta de simpatizant a social-democrației și aducerea în atenția publicului despre Europa, da? Politica europeană. Ce adică înseamnă un fel, Europa? E un fel de prezentare a, da, a politicilor europene. Europene, în care să înțeleagă inclusiv omul de la țară cu ce îl ajută Europa. Că până la urmă noi vorbim de partea de drepturi, da, a oamenilor sau partea de legislativ, lucruri, fonduri europene care fonduri vine europene, dar trebuie să diseminăm acest mesaj și către oamenii simpli și să înțeleagă, dom'le, cu ce mă ajută pe mine România? Păi uite, dacă ți-a crescut pensia, este pentru că ai niște obligații în comunitatea europeană, în care măcar partea de inflație sau partea de actualizare, partea de subvenții în care agricultorii sunt ajutați. Unii pot mai mult, alții mai puțin. În momentul de față sunt o mulțime de fonduri, da, subvenții, banii pentru subvenții sunt mare parte de la Uniunea Europeană. Adică fiecare să înțeleagă de ce trebuie să fim în această comunitate europeană și eventual noi să strângem problemele, da, oamenilor simpli puse pe domenii și duse mai departe către parlamentarii noștri, către europarlamentari. Știu că poate ne-am dori, normal că toată lumea își dorește să crească mult mai repede, dar dacă ei de la intrarea în Uniunea Europeană până în momentul de față, vezi că s-au făcut pași. Eu sunt de acord că s-au făcut pași, dar poate o să discutăm asta odată mai pendelete. Hai să trecem la că tot ne-am depărtat de fiecare dată și cred că... Mai avem câteva minute. Da, despre campania PSD, apropo de campania PSD. Păi nu, PSD. Că asta vreau eu să vă întreb. Cum sună să cumperi românește? Dacă mă întrebați pe mine, mie mi se pare greșită titulatura. Să cumperi românește poate să te ducă cu gândul să cumperi în lei. Nu să cumperi mărfuri românești. Mesajul a fost gândit să fie de impact, până la urmă atrage atenția, cumpără românește, să cumpără, da, românește, cumpără de la producătorii români, în sensul ăsta. Da, cumpără de la producătorii români, cumpără de la cei cu inițiativă la nivel local, adică să încercăm noi, prin noi, să ne sprijinim, da, și mai ales antreprenorii români. Pentru că tot se discută pe partea asta de multinaționale, au și ei rolul lor, absolut normal, dar nu trebuie să uităm de antreprenorii români. Și prin această campanie noi încercăm să-i sprijinim, să-i promovăm și chiar e un lucru foarte, foarte bun. Primul rând, prin promovarea care este gratis. Avem și un site cumpăraliniuțaromaneste.ro în care se face o bază de dată națională cu producătorii care doresc să fie în această bază. Și nu scrie acolo sigla PSD, că nu e despre asta. Nu. Ideea în sine nu este rea deloc. Problema se pune așa. Tu, cetățeanul X, da, vezi chestia asta și zici, bă, mă duc. Nu toată lumea stă pe site-uri, știți foarte așa bine este povestea asta, da, nu discut. Nu toată lumea, dar stă și pe social media și încercăm absolut în absolut toate... Eu, de exemplu, acum dacă îmi spuneți cumpără românește, zic, bă, mă duc în piață, că sunt aproape aici, da? Da, avem producători nepțeni care sunt promovați, inclusiv care au tarabă în piață. Eu vă spun un lucru. Să nu vă supărați pe mine și să nu se supere nici cei din piață, că îi cunosc pe toți. 90% dintre cei din piață au marfă cumpărată din supermarketuri. Nu, noi
Da, eu am văzut inclusiv producători pe care îi știu eu, care fac zacusca, dar în mod tradițional. Sunt câțiva, foarte puțini. Păi noi încercăm, adică când facem studiile astea, am înțeles. Fiecare, încercăm să aducem cei mai buni. Eu am avut un plus, pentru că gândiți-vă că am ani de zile în care eu fac aceste târguri, în care eu cunosc producătorii. Producători care fac, da, inclusiv haine, că nu trebuie să mergi neapărat pe nu partea numai, zacuscă. Nu, m-am săturat numai zacuscă și dulceață. Da, nu, toată lumea zice zacuscă și dulceață. Zacuscă, dulceață și miere, care miere la fel. Suntem extraordinar de buni. Dar avem producători, da, de haine, producători de plăpumi, producători, inclusiv știu că nu cumpără românește, rădeam cu cineva că este mai greu, dar bine e să-i promovăm sau nu că să-i promovăm, să știe lumea că există Comes, că există Chiober, că există niște producători locali, nu, dar, foarte bine, mari. De la Comes, care de la Comes nu poți, nu poți să cumperi, dar da, de la Chiober poți să cumperi. Da, dar e bine să le mulțumim într-un fel și prin această campanie și producătorilor mari români. Bine, că până la urmă jos pălăria pentru cei care pot. Pentru investitori, da. Jos pălăria și mai ales dacă întorc și ceva spre comunitate. Da. Prin întorc tot felul de activități. Toți s-au implicat și în pandemie, pe partea de sănătate, pe partea culturală. Eu zic să continuați, că cu atât crește factura. Cu cât spuneți mai multe nume, cu atât crește factura. Da, ce să facem? E decembrie și campania. Ok, astăzi, hai să treacă așa. Și mai avem o campanie foarte frumoasă, inițiată de domnul președinte Vasilică Harpa, de Crăciun împreună, în care avem în ce activități sens? Pe perioada decembrie umanitare, în care noi mergem, membrii de partid, mergem la familii, mergem la copii, ducem cadouri, facem activități pentru oamenii singuri și mergem în echipă să cunoaștem și să petrecem timp cu oamenii. Oamenii, da, care au nevoie în momentul de față. Sunt lucruri foarte frumoase. Am început, am văzut deja colegii mei că s-au îmbrădnicit, au mers în cămine pentru copii, au luat copii și au socializat. Nu este vorba doar să dai pachete și să... Da, te-ai dus, ai dat pachetul, da, pe la revedere. Nu, este vorba de a petrece timp cu oamenii, de a-i cunoaște, de a discuta cu ei pe probleme, de a mângâia până la urmă omul ăla măcar pentru 10 minute și de a nu uita de ei și ne întoarce de fiecare dată când avem și noi timp și au și ei nevoie. Și este foarte frumos când văd oameni politici sau oameni simpatizanți ai Partidului Social Democrat, că până la urmă despre asta vorbesc eu, nu m-am uitat, care își fac timp să facă sărbătorile mai frumoase. E o sărbătoare extraordinară acest Crăciun, care parcă toată lumea încearcă să-și amintească să fie mai bună. Și e un mare lucru, dar uneori spunem că binele nu se face doar de sărbători. Dar dacă ăsta trebuie să fie scânteia acelui bine, atunci este foarte bine. Am văzut colegi care au dus copiii instituționalizați să petreacă câteva ore foarte frumoase, au plecat și cu cadouri, au plecat fericiți și știu că sunt foarte implicați să țină legătura de fiecare dată cu acești copii, să-i scoată. Până la urmă ei au partea asta materială. Știți prea bine că eu am lucrat în zona la aia, la Roșca, și nu hrana sau nu banii le lipsesc, le lipsește partea asta umană. Da. Și ei sunt foarte fericiți când vine cineva și că îi bagă în seamă cu și ei. Stă de vorbă și se joacă și glumesc și sunt extraordinari. Apoi am văzut că s-a mers la târgul de la Borca. Noi am mers chiar zilele trecute, eu cu câțiva colegi ai noștri, cu o pachetă cu doinița ciocană în zona Pângărațului, unde la fel, cu unii le-am dat pe lângă cadou, am stat de vorbă cu ei, am petrecut timp împreună, sunt colegi care fac activități culturale și partea umanitară o combină, adică aduc și copiii care cântă sau prestează partea de activitate, pleacă cu un cadou, cu o amintire, să strâng și bani care se întorc către persoane vulnerabile.
Despre asta este vorba până la urmă. De fiecare dată să încercăm să aducem mai bine. Iar de Crăciun împreună să devină până la urmă împreună mereu. Știți? Da, asta este. Acum eu vreau două lucruri să vă spun apropo de cele două acțiuni și până trebuie să încheiem. Da. Asta cu de Crăciun împreună ar trebui să fie împreună cât mai mult măcar, că nu se poate mereu tot timpul să fie acolo. Iar partea de cumpăr românește ar trebui găsite niște formule practice pentru oameni. Adică, știți cum e? Supermarketurile te încurajează. Te duci, ai card, ai un card, îți dă puncte dacă cumperi, ai niște reduceri, au și, să recunoaștem, zone în care spune produse românești. Da. Și au și ei acolo, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Și atunci sunt obligați într-un fel și prin legislație. Sunt obligați, ar trebui găsit ceva să se adapteze genul acesta de campanie la aceste realități. Pentru că dacă nu, ăla care are 200 de lei pentru cumpărături și el își face un calcul 200 de lei, mă duc în 6 locuri să cumpăr românește și așa, sau mă duc într-un singur loc, de unde găsesc totuși am o reducere de, nu știu, 7 bănuți. Dau din casă tot împreună cu domnul președinte Harpa, chiar s-a discutat la un moment dat și împreună cu deputații noștri să vedem cum să facă deputații și cei de la Consiliul Județean, că până la urmă avem vicepreședinte acolo, nu? Și consilieri. Teoretic aveți și președinte. Și președinte. Teoretic, da. Nu, adică vreau să spun chiar social-democrat cu carne de partid. Și discutam de posibilitatea de a face niște piese volante, cele care pleacă dintr-o parte și să facă un circuit cumva în zonele din județ, în care să fie cum erau târgurile și armarocurile pe timpul. În primul rând ar trebui încurajată găsirea de forme asociative între producători. Și nu neapărat asociative în sensul ăla de cooperativă sau cooperație. Deși și aici aș vrea să discut, ce ține de chestiunea de preluarea mărfurilor și plasare a lor. Și atunci o asemenea inițiativă ar putea să stea. Știți cum e, trebuie să existe. Absolut, nu, deci eu n-am și spus. Și mă bucur că cel puțin cei de la județul Neamț, chiar printre cele mai bune campanii din țară, nu doar că m-am uitat eu, ci discut cu cei de la București, pentru că m-am zis, eu sunt un pic poate prea aplicată spre această campanie. V-am zis că e pe sufletul meu, pentru că eu fac de ani de zile acest lucru și pun mâna pe telefon și spun: domnule, vezi că site-ul ar trebui așa, vezi că produsele sunt separate de asta, fă povestea împreună, vezi că nu ai niște numere de telefon, oamenii ăștia trebuie să-i pui într-o rețea și producătorul cu mieră să poată vorbi cu cel care are un magazin sau o parte cum este sau cu un restaurant care are nevoie de miere și să zică: băi, găsim pe unul care să îmbutelieze mierea ta. Ideea este foarte bună și trebuie dezvoltată și nu lăsată deoparte. Așa că stați aproape și chiar aștept ideile oamenilor, nu neapărat să-mi scrie. Dar m-am bucurat că de fiecare dată când e o astfel de inițiativă primesc mesaje în particular și îmi spun: doamna Carmen, oare n-ar trebui să fie așa? Apropo de cumpără românește, ce m-am bucurat că a existat un feedback. Apropo de, îmi spunea cineva, iar puneți pe Facebook. Da, odată ce unul din producătorii promovați de noi a avut 15 clienți noi din județ, dar și din afară, pentru că am distribuit eu, a distribuit și alt coleg, e un plus. Și asta spun că e o campanie care trebuie dusă mai departe. Iar așa să fie, iar noi ca să putem duce ziua mai departe, trebuie să ne oprim aici. Îmi cer mine, am vorbit extraordinar de mult. Mi-aș dori să fie o emisiune de 2 ore, dar plictisim oamenii, așa nu că poate facem dacă discutăm despre lucruri concrete. Nu plictisim, putem să facem odată o chestiune, așa, ca să spunem că suntem și noi parte într-o campanie,
să vedem cum funcționează chestia asta, pornind de la site. Da. Să văd eu dacă sun la telefoanele care sunt acolo, da, dacă oamenii ăia pot chiar să presteze pentru... Exact. Ne oprim aici, cele da, bune, mulțumesc sărbători pentru participare. Fericite. Sărbători fericite la toată lumea, numai bine. Oameni buni, ne întâlnim luni într-o altă emisiune. Știu sigur că am discutat cu cineva pentru luni ca să ne întâlnim, dar sper să fie o surpriză. Numai bine, cele bune, sănătate!